Sper că în fine se află pe pașul spre poarta Europei și atunci și în Serbia se va practica o agricultură cu mult mai diferită în momentul de față. Indiferent de aceasta, în primul rând, cred eu, trebuie schimbată o gândire oarecare a producătorilor agricoli, care în momentul de față sunt speriați, să spun așa, pentru a intra într-o investiție mai mare, din cauza că știm cu toții, o agricultură fără o mecanizare de performanță, să spun așa, și cu tractoare de înaltă calitate, nu putem face față. Totuși, unii agricultori au, din Torac au cumpărat tractoare performante de producție străină. Da, este adevărat faptul și bucur în primul rând faptul că aceștia care au cumpărat în ultimii 3-4 ani de zile tractoare Massey Ferguson sau John Deere, în primul rând sunt tineri producători care lucră suprafețe destul de însemnate de pământ arabil și sunt convinși că numai cu astfel de mecanizare se poate obține o recoltă cu mult mai bună, mai ales că din zi în zi mulți dintre producători agricoli, mai ales tineri, repet, încearcă și din păcate nu prea reușesc așa să extindă suprafețele de pământ arabil pentru a produce cât mai mult. Să atingem și tema subvențiilor, subvențiile acestea care le dă statul sau Ministerul Agriculturii sunt de ajuns pentru agricultori. Banii care se primesc niciodată nu sunt de ajuns. Părerea mea este că statul trebuie să prezinte o strategie de finanțare a agriculturii pe termen lung, mai cel puțin pe 5 ani de zile. Pe de altă parte, sunt mulți producători care așteaptă foarte mult de la aceste subvenții. Predomină o părere diferită când este vorba de subvenție, din cauza că, după părerea mea și a multor producători, subvențiile trebuie date pentru aprovizionarea materialului semincier, ierbicide, îngrășăminte minerale și nu pe suprafață. Până în momentul de față, suntem martori că nu s-a ajuns la o hotărâre, să spun așa, o decizie definitivă, mai ales că ultimele proteste s-au aflat în fața alegerilor. Să sperăm că de anul acesta, respectiv de anul viitor, se va purta o politică cu totul diferită în favoarea producătorilor pentru un termen mai lung, ca fiecare producător să se poată planifica ce va produce și de ce va beneficia din partea statului. Hai să vedem cum este în România. Domnule Vincem, ce subvenții primiți dumneavoastră pentru înființarea producției și pentru buna desfășurare a firmei dumneavoastră sau companiei dumneavoastră? Soluția energetică este o soluție agricolă de mediu și energetică. De aceea, salcea energetică, suntem convinși că este agricultură și se primesc subvențiile ca și în agricultură pentru oricare alte cereale, inclusiv subvenția pe motorină. În momentul de față dorim mai mult, dorim și o subvenție energetică, dar suntem în curs de a rezolva această problemă pe plan național. Poate face față agricultura românească, agriculturii din Uniunea Europeană? Cred că încet, încet și foarte încet începe România să se dezvolte în această direcție. Când este vorba producția la hectar, unde sunteți în momentul de față? Cu agricultura. Cu agricultura, da, mă refer. Noi facem mai puțin agricultură în moment, dar cred că suprafețele din Banat, care sunt lucrate foarte bine și după tehnologii străine, cred că ajunge și la acest nivel european. Da. Îmi spuneți, doamnă, că cum plasați producția dumneavoastră? Să menționez faptul că celor care cumpără material săditor de la noi le oferim posibilitatea desfacerii. Deci au un circuit închis. Cumpără material săditor de la noi, pot desface către noi.
Intenția noastră este de a procesa individual această materie primă pe care o primim înapoi, deci biomasa. Însă, pe piața românească au apărut cereri masive pentru producere de curent din, din această materie primă, din biomasa, din salce energetică, având o putere calorică foarte ridicată de 4900 kcal pe kilogram, comparabilă cu cărbunele. Este o materie regenerabilă, de mare calitate și căutare în toată Europa și de curând și în România. Având în vedere că m-ați spus că produce și în preponderență material semicer, ce suprafață aveți? Pentru material semicer, 80 de hectare. 80 de hectare? Da, 80 de hectare. Câți oameni aveți angajați? De câte brațe de muncă este nevoie? Să vă spun, ținând cont de faptul că în această cultură există mai mult muncă sezonieră, personalul permanent este mai redus, însă personalul sezonier este crescut în perioada de vârf, respectiv în perioada destinată recoltării, destinată întreținerii și în mod principal plantării, dacă este cazul. Sigur că mulți agricultori sunt interesați de asta. Îmi spuneți întreținerea, cum se face? Întreținerea se face în mod principal prin prașelă mecanică sau erbicidări, după caz. Ținând cont de faptul că nu cunoaștem specificul unui teren, ne putem pronunța clar cum se face, dar acestea sunt practicile și cunoscând îndeaproape condițiile pedoclimatice ale viitorului cultivator, putem să ne pronunțăm cu tehnologia adecvată nevoilor sale și putem da o soluție la cheie. Câți butași sunt la hectar? Se plantează 14.000 de butași pe hectar. Da? În cultură clasică. Clasică. Da, da. Se administrează, cum ați zis, îngrășăminte? Da, se administrează îngrășăminte. Necesarul de azot pentru cultura aceasta este unul relativ ridicat, pentru care se fac fertilizări și după recoltare. Dar aș face o mențiune pentru cei care nu cunosc încă planta. E o plantă nouă pentru Serbia, cel puțin. Se plantează o singură dată și rezistă în cultură 25-30 de ani. Deci poate fi exploatată pe întreaga ei durată de viață. Da. Îmi spuneți, firma dumneavoastră asigură combine pentru recoltare și din cauza că e ceva specific, nu? Da, e vorba de utilaje mecanizate specifice pentru cultura de salce energetică, care pot fi achiziționate cu titlu de închiriere de la noi pe perioada recoltării. Da. Să trecem acum iarăși la MAT Craiova. Da. Pe lângă mașinile agricole pe care le-ați produs, acest tractor este o noutate pe piață, nu? Da, da, este o noutate, dat fiind faptul că este mult îmbunătățit față de precedentul model, având și climă, așa. Acum este mai dificil să pătrundem pe piața externă. Suntem foarte cunoscuți, normal, pe piața internă. Cererea este foarte mare și speranța noastră este să ducem numele, brandul MAT-ului, să ajungă la un nivel de tipul celor externe. Acum, calitate-preț. Calitate-preț, da, asta este o problemă, deoarece calitatea este foarte, foarte ridicată și prețul, în comparație cu mărcile existente deja pe piață, este puțin, doar puțin, mai ridicat. Noi încercăm să exportăm la un preț mult mai mic decât cel cu care suntem deja pe piața internă, ca să ducem brandul. Ce producție aveți anual de tractoare? Anual este de minim 50 de tractoare pe an și poate să ducă și la o cifră de 500. Toate până în prezent le-ați plasat pe piața românească? Pe piața românească, da. Ați mai participat și la alte expoziții? La alte expoziții, da. În luna martie am fost la expoziția din Plovdiv, în Bulgaria. Care este interesul, având în vedere că aici la Novi Sad asta este a doua zi? Așa, interesul nostru este să găsim dealeri interesați să ne reprezinte pe piața externă. Am avut un
un oarecare succes pe piața din Bulgaria și sperăm că acest lucru să se întâmple și pe piața din Serbia. Domnule Baloș, ați auzit mesaje energetice, poate agricultorul nostru să schimbe cultura, să încerce să facă altceva decât ce a făcut până acum, grâu, porumb, floarea soarelui, soia. Desigur că se poate, dar cred că foarte, foarte încet. Producătorii la noi sunt tradiționali, se ocupă cu producția vegetală, chiar și cu legumicultura au abandonată, să spun așa, într-o măsură destul de mare, din cauza că necesită foarte multe brațe de muncă. Agricultorii de la noi sunt aprovizionați cu unelte agricole care percep foarte puțină muncă fizică, așa că un producător cu eventual ajutorul a unu sau a două persoane, în momentul de față lucrează 100-150 de hectare fără nicio problemă. Așa că, în momentul de față, nu știu dacă ar putea schimba cultura în producția. Cu toate că, să fim sinceri, terenuri la noi sunt destule mlăștinoase unde această cultură ar avea o viziune oarecare, da, pe viitor, însă din păcate, în momentul de față, cred că nu. Dacă îmi permiteți o ultimă observație. Partea de muncă manuală nu este necesară decât ca asistare, pentru că există echipamente mecanizate care pot face de la pregătirea terenului până la plantare, inclusiv și recoltare. Dar este nevoie de cineva care să supravegheze. Noi, pentru că avem și pepinieri, avem nevoie de resurse umane, număr mai mare. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc pentru participare, având în vedere că minutele noastre s-au scurs. Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați participat și să dăm legătura în studio. La revedere de aici, de la Târgul Agricol din Novi Sad. Da, mulțumim!